Salutări, eu sunt Alex, e duminica astăzi, e o zi ploioasă, suntem în Ilfov, suntem în Domnești. Avem o casă, avem mai multe case, sunt 8 case aici, o să vi le prezint pe rând. Sunt 3 modele de case. Acesta este primul model, suprafața, amprenta casei, unde este undeva la 130 de metri pătrați. Curtea 420 de metri, avem o curte generoasă, o să vedeți și în partea din spate, o să mergem și până acolo. Bun, intrarea în curte, vedem intrarea, aici avem fosta septică, locurile parcare vor fi aici, se pot duce și până mai în spate, se asfaltează dacă se dorește. Și intrăm, sunt două intrări în casă, intrăm pe intrarea aceasta. Bun, intrăm în casă. Casele se predau la gata. Sunt ultimele retușuri care se fac în momentul de față. Avem parchet pe jos. În partea stângă avem primul dormitor. Aici este urcarea în pod. Urcare în pod, podul foarte spațios, e mare. Sunt vreo 70 de metri pătrați utili care rămân. Se poate face o cameră foarte mare acolo. Plus stânga-dreapta spații de depozitare. Ați văzut casa, o să vă arăt de aici, la cealaltă casă. Iată, cam așa vine podul nostru. Se vede la acea casă, deci sau la aceea. Da, deci e un pod extrem de generos, cu o mulțime de spații de depozitare și se mai poate face o cameră acolo. Bun, am văzut primul dormitor, adică acesta. Intrarea de care vă spuneam, un pod. Iată cel de-al doilea dormitor. Avem o casă cu trei dormitoare și un living. Acesta este livingul nostru, generos. Sunt undeva la 110 metri pătrați utili. Prima baie, nu știu dacă se vede foarte bine, nu avem lumină în momentul de față. Prima baie este cu duș. Mergem mai departe. Avem cel de-al treilea dormitor. Este, de fapt, dormitorul matrimonial aici. Dormitorul matrimonial ce dispune de propria cadă. Propria baie cu cadă. Avem și acest geam de aerisire. Bun, revenim, mergem mai departe. Aici avem bucătăria. Bucătărie închisă, cu ieșire direct în terasă. Iată ieșirea în terasă. Aceasta este terasa. Cu cea de-a doua intrare, da, vă spuneam că proprietatea noastră are două intrări. 1, 2. Și iată și spațiul verde. Momentan nu e verde, bineînțeles, e pământ. Bineînțeles, știți exact la ce mă refer când zic spațiu verde. Spațiul ce va fi verde, bineînțeles. Bun. Iată terasa, super fain și mai avem, la final, mai avem o cameră tehnică. Unde va fi terasa, unde va fi, nu terasa, scuze, unde va fi centrala proprie. Iar dedesubt este intrarea în beci, chiar un pic mai mare decât camera pe care o vedem aici, decât această cameră tehnică. Da, casă construită din cărămidă porotern, sunt 8 case de acest gen. Prețul acestei este 125.000 de euro. Vă spuneam că sunt undeva, am pretat că să 130 de metri pătrați, dar un mare bonus este acel pod. Se câștigă foarte mult spațiu și în acel pod. Teren 420 de metri. E o casă ce se predă gata. La gata, vedem și acoperișurile la casele vecine, da? 8 case avem de acest tip. De fapt, sunt 3 modele de case. În total avem 8 case în acest complex. Toate la vânzare. Bun, despre asta e vorba. Eu, ca de obicei, sunt Alex, v-am arătat prima casă, urmează să vi le prezint și pe următoarele două modele de case din cele 8. Ca de obicei, sunt Alex, prețul acestei case 125.000 de euro, TVA-ul este inclus în acest preț. 420 de metri pătrați utili de teren, 110 metri pătrați utili, plus dacă adăugăm și podul care și acolo mai sunt vreo 70-80, avem un spațiu extrem de generos. Ca de obicei, sunt Alex, să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine și revin cu următorul video.